Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimpi. Suntem aici în studioul Capital TV, televiziunea pe bune, și astăzi îl avem ca și invitat pe domnul Lucian Hăiuș, deputat PNL de Hunedoara. Bună ziua, domnul Hăiuș, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, bine v-am găsit! La Fotoliul cu Ghimpi, încă nu e campania electorală, nu sunteți pe spațiul nostru electoral, cum se spune, urmează probabil. Urmează încă o campanie electorală, tocmai de aia am spus trece una, vine alta, ca și tema emisiunii, dar în primul și în primul rând sunteți președintele demisionar, nu, nu sunteți președintele demisionar, ba da, președintele demisionar, e bine spus. Fostul președinte. Fostul președinte al PNL Hunedoara. De ce v-ați dat, domnule, demisia? Bun. Rezultatele alegerilor locale deja le știți și dumneavoastră și toți cei care ne urmăresc. Fiindcă este prima emisiune după campania de la locale, vreau să urez în primul rând succes tuturor primarilor care au câștigat un nou mandat sau primul mandat în funcție de situație. Vreau să urez de fel succes președintelui ales al Consiliului Județean și îmi doresc ca acești 4 ani care urmează pentru administrația locală să fie 4 ani buni, 4 ani în care fondurile europene să fie principalul motor de dezvoltare al fiecărei localități din județul Hunedoara și implicit a județului Hunedoara. De ce mi-am dat demisia după Păi aceste nu, stai alegeri un pic, locale? înainte de asta, la mine a făcut așa, ding, să-i urez succes noului președinte al Consiliului Județean. Păi a fost adversarul nostru, ce mai are succes de acum înainte? Nu, nu, deci n-a fost adversarul meu, eu nu am Că candidat urmează pentru ca funcția partid. de președinte a Consiliului Județean, dar este normal în momentul în care se încheie o campanie electorală, în momentul în care hunedorenii au decis prin votul lor persoana care să-i coordoneze, să conducă județul în următorii 4 ani, este normal și firesc ca un hunedorean, așa cum sunt și eu și dumneavoastră, să urez succes și președintelui Consiliului Județean, la fel cum l-am urat fiecărui primar, indiferent de coloratura politică pe care o are, pentru că de rezultatele, de munca, de implicarea pe care o va avea fiecare din cei 69 de primari plus președinte Consiliului Județean depinde viața noastră a fiecăruia, a fiecărui locuitor a județului Hunedoara. Asta a fost fair play, asta mi-a plăcut. Bun, și acum să revenim. De ce v-ați dat demisia? Domnul Simion, în urmă cu aproape 3 ani jumate, când am câștigat ca urmare a unui vot în cadrul filialei Partidul Național Liberal al județului Hunedoara, președinția, le-am promis, mi-am luat un angajament în fața colegilor mei ca obiectivul principal al mandatului meu să fie recâștigarea de către Partidul Național Liberal a președinției Consiliului Județean Hunedoara. Acest lucru, din păcate, nu s-a realizat și atunci este normal ca un om de cuvânt și de onoare, așa cum sunt și așa cum mă cunoașteți, nu numai din activitatea politică, din viața pe care o avem fiecare dintre noi, mi s-a părut normal să îmi depun mandatul, să renunț la această funcție de președinte a filialei Partidului Național Liberal, pentru că obiectivul principal nu a fost îndeplinit. Mi-aș dori ca toată lumea să facă acest lucru. Atunci când îți iei un obiectiv, și aici nu vorbesc doar de activitatea politică, în viață, în general, atunci când îți stabilești niște ținte pe o perioadă de timp și când nu le poți atinge, este normal ca să nu mai rămâi în funcția pe care ai ocupat-o atunci când ți-ai luat acel angajament. Legat de funcții, Dumnezeu a vrut ca eu în acești 55 de ani azi mâine de viață să ocup 10 de funcții. Poate atât de multe poziții și funcții în care alții în 10 vieți nu o să le ocupe. Deci nu sunt un om care să stau agățat pe o anumită funcție, care să aibă așa în obsesia lui ideea de a fi legat de un scaun, de a îți dori neapărat să îți spune cineva, domnul președinte, domn director sau altceva. Am trecut de-a lungul vieții mele prin toate aceste funcții. Am încercat să nu mă schimb niciodată, indiferent de poziția pe care am ocupat-o și mă bucur că toată lumea spune că sunt același om pe care îl cunoșteau și acum ați 20 de ani, și acum ați 30 de ani, și acum ați 10 ani și nici nu vreau nici de acum încolo să mă schimb. A fost o nerealizare, un obiectiv care nu l-am atins. Este normal să
îmi dau demisia din această, din această poziție. Bun. Și să mergem mai departe. Acum nu pot să nu vă întreb și să trec așa de ușor peste. Cum vă explicați rezultatul acestor alegeri? Eu am mai spus-o chiar în cadrul Biroului Politic Național de la București, atunci când am fost primul președinte la nivel național care și-a înaintat demisia către conducerea centrală a partidului, când în general noi românii și oamenii în general, nu numai apărat românii, suntem foarte buni în a găsi scuze și justificări atunci când nu ne atingem, când ne atingem țintele. Scuzele, justificările, explicațiile își au rolul lor, dar în forurile interne pentru a vedea unde s-a greșit sau de ce nu s-a ajuns acolo. Că poți în viață să nu faci nicio greșeală, dar să nu ajungi la ceea ce ți-ai stabilit. Poate obiectivul pe care ți l-ai propus a fost prea ridicat. Aceste analize au fost făcute în cadrul Partidului Național Liberal, urmează să fie făcute după alegerile parlamentare, pentru că, cum bine ați spus dumneavoastră, nici n-am ieșit bine din alegerile locale și intrăm în alegerile parlamentare și mulțumim la Dumnezeu că se încheie un ciclu de 6 alegeri, cred că am trecut în câțiva ani, în aproape 2 ani de zile, și o să urmeze 4 ani în care nu o să fie nicio tură de alegeri. Mai 4 ani. Simba. Nu, haideți să spun, democrația costă. Dictatura e simplu, ajunge un dictator și el pe viață e acolo. Democrația costă, dar merită. Merită. Că nu întotdeauna în democrație sunt aleși cei mai buni oameni, sunt cei mai performanți oameni aleși. Nu, sunt oameni care reușesc să câștige simpatia și votul alegătorilor. Dar nu există astăzi, cel puțin din ceea ce știu eu, dumneavoastră sau cei care ne urmăresc, un alt sistem care să se plieze mai mult pe latura noastră umană decât sistemul democratic. Și eu cred în democrație în continuare, cred în liberalism, că de asta sunt și membru al Partidului Național Liberal, și mai mult de atâta cred în onoarea fiecăruia dintre noi. Bun, acum nu pot să nu vă întreb. De fapt, e o certitudine, pentru că a devenit deja public, a apărut în presă, ați depus listele. V-ați asumat și v-ați dat demisia de onoare, ca să spun așa, din funcția de președinte, dar totuși candidați din nou la funcția de deputat pe listele PNR. Adesea nu are nicio legătură una cu alta. Și cine... Multă lume greșește și amestecă funcțiile politice cu activitatea parlamentară sau de primar. Sau foarte mulți primari care au câștigat alegerile, inclusiv primarul municipiului Deva, Florin Oancea, nu și-a dorit niciodată să fie președintele unui partidului. La fel, dacă candidezi ca și parlamentar, nu are nicio legătură dacă ești sau nu ești într-o funcție politică în cadrul unui partid. Pentru că destul de mult, pentru că ai o influență ceva mai mare. Da și nu. Gândiți-vă că nu toți parlamentarii sunt președinți de organizații, de partid. De acord. Activitatea parlamentară este o activitate complexă care presupune, pe lângă foarte multă experiență profesională pe care trebuie să o ai, un bagaj acumulat în mulți ani de activitate, pentru că atunci când ajungi pe băncile Parlamentului, pe un domeniu, nimeni nu poate să le știe pe toate, dar pe un domeniu să ai o anumită expertiză, pentru că altfel, din punctul meu de vedere, te duci degeaba acolo. Sunt oameni care se duc degeaba în Parlament. Și am mai spus-o de multe ori aici la dumneavoastră, oameni care, de fapt, dacă te uiți în istoricul lor, de fapt, nu-i recomandă nimic dintr-o activitate profesională sau de altă natură care să ajungă acolo. Pentru că când ajungi acolo, faci legi. Nu faci altceva, nu poți să faci străzi, nu poți să faci autostrăzi, nu poți să, nu știu, să cumperi o butelie pentru un om. Acolo gândești și faci legi, dar care afectează milioane de oameni. Și atunci eu cred și am văzut în acești 4 ani cât de important este ca tu să fii specialist pe un anumit domeniu, să activezi în cadrul Parlamentului pe acel domeniu și să nu fii așa o gâză, o muscă care să-ți bagi nasul în toate și să nu poți face nimic. Sunt și asemenea oameni, dar eu sper că să fie cel puțin următorul parlament cât mai puțini acești autocunoscători. Oameni care știu tot, dar de fapt în realitate nu știu nimic. Sunt doar oameni care dau mult din gură și care nu au nicio substanță, nu au nimic, un fond în spatele unei măști care este vândută alegătorilor. Asta este oricum o generalitate a majorității membrilor Parlamentului. Nu chiar. Deci eu zic că cam jumătate din cea, și mă vă spun 4 ani
lucrând zi de zi, săptămână de săptămână în acest parlament, cred că 50% din oamenii de acolo sunt oameni care știu și stăpânesc bine anumite probleme. Ca peste tot, sunt și jumătate care n-ar trebui să facă, să facă parte din acest parlament. Deci, de repet, funcția de președinte de partid, de președinte de organizație, de prim vicepreședinte, de vicepreședinte, este o funcție organizatorică, de a coordona o echipă, activitatea parlamentară, activitatea de consilier județean, activitatea de consilier local, activitatea de primar, de viceprimar, are legătură cu activitatea ta profesională, dacă putem să o numim așa. Și eu vreau să le mulțumesc colegilor din organizația PNL Hunedoara că au apreciat ca bună, spre foarte bună, activitatea mea în acești 4 ani și mi-au acordat sprijinul pentru a continua această activitate și în următorul parlament. Păi mai trebuie să-i convinge și pe unde doresc să ne voteze. Da, asta o veți face în campania electorală care iară, iată, bate la ușa. Dar spuneți-mi, domnule deputat, credeți că vor fi alegeri în 6 decembrie? Că auzim chestia asta, vrem să amânăm alegerile până în martie. Bun, eu cred că da, vor fi alegeri în 6 decembrie și mai mult de atâta, cred că este imperios necesar să aibă loc aceste alegeri. Să încheiem acest ciclu, să terminăm odată cu alegerile, alegeri care în România, dar cred că și în toate colțurile lumii, bulversează viața socială și economică întotdeauna. Mă gândesc dacă ar fi alegerile în martie, când vine bugetul țării, cum lucrăm. Vedeți, ăsta este deja un aspect practic foarte bine punctat de dumneavoastră. Bugetul pentru 2021 este anormal să fie ales sau să fie gândit și aprobat de un parlament care nu va mai fi pe următorii 4 ani în actuala structură, da, și chiar de un guvern care sigur va avea o altă structură începând cu 1 ianuarie 2021. Mai mult de atâta, toată lumea spune că este pandemie. Este pandemie și din păcate nu se vede un orizont în care să spunem că peste o lună, peste două, peste trei vom scăpa de acest virus. Pare să că, din păcate, cel puțin 6 luni de zile vom mai trăi sub acest spectru, dar este bine să terminăm cu aceste alegeri ca să ne putem ocupa și de, nu că nu ne-am ocupat până acum, dacă să ne putem ocupa foarte clar și fără o influență a alegerilor de partea economică a României, de partea sanitară a economiei, de partea socială a economiei. Pentru că, din păcate, în România, atunci când vin alegerile, există cumva un spor național care să dea mai mult. Fiecare aruncă mai mult și haideți să vă mai dau ce spuneați de ce și că dacă sunt sau nu sunt alegerile. În Statele Unite este un număr de infectări de zeci de ori mai mare decât noi. Și populația este mult mai mare, fără discuție. Dar raportat la 1000 de locuitori, numărul de infectări este mai mare în Statele Unite decât în România. N-ați auzit niciodată că se amână alegerile prezidențiale și sunt cele mai importante alegeri, nu cred că din America, cred că din lume, pentru că se decide practic omul cu cea mai mare putere mondială astăzi. Dar alegerile continuă. Că ele vor avea un alt aspect, că nu o să mai ai meeting-uri, că nu o să mai ai mari întâlniri cu oamenii, dar prin mass media, prin sistemul online, prin presă, poți să-ți transmiți mesajul, poți să-ți transmiți programul, poți să-ți transmiți ideile, poți să-ți prezinți oamenii pe care vrei să-i trimiți în Parlament, fiecare partid în parte. Deci eu cred că aceste alegeri pot să aibă loc fără nicio problemă, chiar trebuie să aibă loc pentru a se face un Parlament care să reflecte dorințele românilor de astăzi. Care sunt acelea? Ele sunt. Acela va fi Parlamentul, pe structura pe care o vor dori românii. Acel nou Parlament va desemna un guvern. Un guvern care să aibă certitudinea că cel puțin, teoretic, 4 ani, are o stabilitate. Legile sunt duse în direcția unui program de guvernare odată aprobat. Și nu să riscăm încă 3 luni de zile de legi populiste, de o competiție între partide care mai de care să dea mai mult, să ofere mai mult sau să taie mai mult. Păi și de fapt nimeni nu poate să facă așa ceva. Uite, de exemplu, PSD-ul a venit cu programul de guvernare, cred că e, nu?
pe care și-l propun. Da, PSD-ul care spune că nu vrem alegeri, dar de fapt sunt deja primii care și-au și lansat public programul de campanie și programul de guvernare în cazul în care vor câștiga alegerile. Zic că vor mări pensiile cu cât? Cu 30... cu 38%, din nou. 38%, alocațiile, parcă, nu? Totul se va dubla, totul va crește. Când l-am citit acel program, pe venit, vor scădea și impozitele, toate se vor reduce și toate, în schimb, tot ceea ce dă statul va crește. L-am citit și am rămas așa, siderat. Totuși, oamenii aceștia chiar n-au nicio limită. După ce vezi ce vremuri trăim, după ce nu mai există sau nu mai este o nebuloasă, nu mai este un secret pentru nimeni, că toate economiile mondiale, toate s-au prăbușit și se prăbușesc în continuare. Toată lumea este conștientă, nu numai România, în Uniunea Europeană și la nivel mondial, că anul viitor va fi un an extraordinar de dificil din punct de vedere financiar. Este pentru prima dată când Uniunea Europeană se împrumută ca să poată da bani statelor membre. Deci ca să primim și noi acel 80 de miliarde de euro, Uniunea Europeană face niște credite ca să le dea la toate statele, pentru că inclusiv Germania, care era principalul contributor la Uniunea Europeană, acum are nevoie de bani de la Uniunea Europeană, pentru că și economia Germaniei este ușor gripată. Dar toate scârție. Și atunci... Sunt economist, da? Printre altele. Sunt economist, în primul și în primul rând. În primul și în primul rând. Eu nu înțeleg mecanismul ăsta. Poate ni-l explici. Ca mine nu-l înțeleg mulți. Cum se prăbușesc economiile astea mondiale, europene și așa mai departe? Și iau exemplul României, da? Românii sunt plecați în străinătate, muncesc. O parte. O parte, mulți dintre ei. Muncesc. Peste toată lumea se muncește, se produce, se consumă. S-a scăzut foarte mult și consumul, a scăzut foarte mult și producția. Haideți să vă dau cel mai clar și care are cea mai mare prăbușire la nivel economic. Vânzările de autoturisme noi au scăzut anul acesta față de anul trecut, că nu se discuta de această pandemie, în Uniunea Europeană cu 70%. Deci, practic, s-au vândut mai puține autoturisme cu 70%. Ascultați-mă, ce înseamnă asta? Înseamnă că se produc mai puține. Dacă ai făcut 1 milion... s-ai vândut numai 300, nu o să mai produci următoarea lună, pentru că ai pe stoc, deci o să produci mai puține. Ca să, dacă produci mai puține autoturisme, îți trebuie mai puține piese. Dacă îți trebuie mai puține piese, nu știu, îți trebuie mai puține volane care se făceau la brad. Îți trebuie poate mai puține cablaje pentru partea electrică care se făceau poate la Hunedoara sau la Deva. Și atunci toată producția scade pe un lanț. Unde duce la asta? Când scazi producția, inevitabil nu mai e nevoie de numărul de personal. Dacă îți trebuiau 100 de oameni ca să faci 100 de piese, îți trebuie numai 30 de piese, o să rască 30 de oameni. Discutăm foarte simplist, dacă lumea, ca oamenii să ne înțeleagă. Mașinile, dar asta, restul, nu știu, alimentele, la tot consumul... ce gândiți-vă ce înseamnă, noi toată lumea vorbim de această industrie în România, Horeca, restaurante care se plâng că se închid. Da, au o problemă, ăsta e adevărul. Dar în restaurante lumea se adună, dansează, fac nunți, adună sute de oameni și de acolo se îmbolnăvesc 10 dintre ei. Nu ai ce face, trebuie să oprești aceste, cel puțin pe o perioadă determinată în timp, acest gen de activități. Nu ai ce face. Acei oameni care lucrau de la bucătar, la chelneri, nu știu, cei care făceau curățenie, toată lumea este afectată. Am văzut că mai mult de atât. Da, toată lumea. Zis. Bine, da. O parte dintre ei așa zis și artiști. Că... oameni care câștigau bani pe baza acestui sistem de activitate. Nu discutăm noi, că nu suntem în măsură, nici dumneavoastră, ca să spunem cât sunt de, sunt de buni. Haideți să vă spun. Paradoxal, a scăzut producția de încălțăminte. Oamenii stau mai mult în casă. Inevitabil, uzura și a hainelor este mai mică decât era în urmă cu un an, cu 2 ani. Totul s-a schimbat. Comportamentul fiecăruia dintre noi s-a schimbat, consumul fiecăruia dintre noi s-a schimbat, da, alimente, nu ne putem, că trebuie să mănânci, asta este foarte clar. Dar în momentul în care nu te mai duci la restaurant, nu te mai duci la nuntă, jumătate din timp, poate și de la serviciu, foarte mulți oameni lucrează, muncă la domiciliu, nu-ți mai trebuie costumele să ți le schimbi așa des, cămășile așa des, toate acestea duc la o scădere a producției.
Este o realitate cruntă, mai mult de atâta. La oameni, chiar cei care poate veniturile nu le-au fost încă afectate. Lucrând în anumite domenii, unde zicem că nu a fost încă afectat. Nu mai cumperi. Ți este teamă de ce se va întâmpla în viitor, și zici, mai bine să am o rezervă de bani. Și au, culmea este că au crescut economiile în bănci. Sumele care, de bani care sunt în conturi astăzi sunt mai mari decât erau în aceeași perioadă de anul trecut, undeva cu 28%. De ce? Omul n-a mai cheltuit. Și banii au început să-i se adune acolo. N-a mai cheltuit pe concedii, n-a mai cheltuit pe, ce vă spuneam, să-ți schimbi îmbrăcăminte, să-ți cumperi mașină. Noi spunem, domnule, așa nu umblu cu mașina, că sunt obligat să păstrez o distanțare socială. Toate aceste lucruri duc spre o criză economică, care ea există deja. Ea e deja așezată bine în toată lumea, care va face, va produce efecte anul viitor. Toată lumea politică, toată lumea economică știe acest lucru. Unii o recunosc, alții nu o recunosc. Eu spun că sunt niște criminali economici care nu o recunosc. Și să vin în continuare să spui de ce n-ai dat 40%, pentru că asta va fi, vorbim că vine campania de la parlamentare. Eu și Partidul Național Liberal ne așteptam ca într-adevăr atacul PSD-ului împotriva noastră să fie, domnule, de ce ați mărit doar cu 14%? Dar e cea mai mare mărire care s-a dat în Uniunea Europeană. Nimeni n-a mărit nimic în Uniunea Europeană. Noi am mărit cu 14% pensiile. Da, nu le-am putut cu 40%, cu 20%. S-au mărit și ele cu 20% și s-a făcut un grafic. Asta, deci trebuiau tot printr-o legea PSD-ului cu 100%, s-a dat ordonanță de urgență, s-a mărit cu 20% și s-a făcut un grafic ca începând de la 1 ianuarie să mărească iarăși cu 20, de la 1 iulie anul viitor iarăși cu 20, ca să ajungi la 100%, dar nu cu presiune mare astăzi. Cum la fel și cele 40% s-a dat acea ordonanță în care eșalonat se vor mări și pensiile, se vor ajunge la 40%, dar astăzi nu se poate. Nouă ne mai trebuie încă cel puțin 500 de paturi cu aparate cu tot pentru ATI. Pentru că oamenii se îmbolnăvesc. Nu poți să oprești acest virus să nu-și facă efectul până nu apare un vaccin și un tratament foarte clar. Tratamentul, cam știm ce medicamente se dau. Și atunci, scuzați-mă, și atunci tu să vii ca un politic, nu numai să spui că de ce n-ai dat 40%, când ei știu că n-aveai de unde să dai, când ei știu că dacă ar fi fost în situația noastră erau în aceeași, n-aveau nicio variantă. Să mai vii zâmbind de la televizor să spui, domnule, vă mai măresc cu 38% pe următorul mandat. Deci, practic, încă cu 40, mai măresc salariile cu încă, nu știu cât, 20%, nu vă iau nici impozit la salariile sub 2000 de lei, sper să nu greșesc. Păi de unde atunci bani? Deci este efectiv, eu nu înțeleg. Poți să spui orice. Sunt o groază de lucruri la care poți să ne bași și nouă de vină, ca Partidul Național Liberal. Sunt multe lucruri pe care românii și le doresc. Dar tu să vii după 30 de ani, la fiecare ciclu de alegeri cu aceeași placă, îți măresc salariile, îți măresc pensiile, îți măresc nu știu ce, îți dau să mănânci pe gratis, dar votează-mă pe mine PSD. Credeți-mă că este vorba lui Florin Câțu, e un terorism economic lucrul acesta. Cu ghilimele de rigoare, bineînțeles. Adică ai un lucru care nu concordă cu realitatea zilei de azi. Și atunci spui problema, băi, oamenii ăștia chiar sunt serioși sau au un singur scop? Să păcălească pe niște votanți care își doresc să aibă bani mai mult. Și eu îmi doresc să am bani mai mult, și dumneavoastră, și cei care îl urmăresc. E un lucru firesc, nici măcar nu-i de acuzat lucrul acesta. Că vrei mai mult, dar problema, îți spui, ai de unde să dai. Și noi vrem. Și programul Partidului Național Liberal se va și denumi întreg mesajul de campanie Dezvoltăm România. Noi ne dorim să dezvoltăm România ca să poți să ai salarii mai mari, ca să poți să ai de unde să iei impozite având salarii și venituri mai mari, ca să poți să mărești pensiile, să poți să mărești alocațiile, să poți să faci niște spitale, că s-a văzut în ce situație suntem astăzi din cauza acestui virus. Și uitându-ne în spate, și eu vorbesc ca un om care a trecut prin această boală, mulțumim la Dumnezeu că de fapt nici nu este așa de... nu de grav, nici nu are un nivel de mortalitate la oamenii sănătoși așa de mare cât poate să fie. Cine ne garantează că peste 2 ani natura, Dumnezeu, să nu ne dea un virus mult mai agresiv și care să aibă un grad de mortalitate mult mai mare decât acesta? Și noi astăzi nu suntem pregătiți. Nu avem suficiente spitale, nu avem suficiente
paturi pentru ATI care trebuie, omul trebuie să ajungă. Nu avem suficiente multe cadre medicale. Problema e, domnule, în învățământ. Deputat, că niciodată nu suntem pregătiți mai pentru nimic. Bun, acum, pregătiți pentru ce se întâmplă la ora actuală în lume, n-a fost nimeni. Nici cele mai mari puteri. Uitați-vă și dumneavoastră sunteți un om care urmăriți viața politică, socială și economică la nivel mondial. Uitați-vă ce era în Statele Unite, uitați-vă ce a fost în Italia, uitați-vă ce a fost în Franța, uitați-vă ce a fost în Germania, cât de greu să trec. Uitați-vă chiar și în țările un pic nordice. Păi, săptămâna trecută am văzut că Belgia a închis și a toate restaurantele. Franța a izolat deja 8 localități mari, a oprit restaurantele și barurile să se închidă la ora 9, școala se face în sistem online. În foarte multe locuri este o mare problemă. Portul măștii este obligatoriu în Spania și în Italia de vreo 2 luni de zile, peste tot. Nimeni n-a fost pregătit pentru așa ceva. Nimeni nu este pregătit 100% pentru, Doamne ferește, un cutremur. Nu poți să fii pregătit, dar trebuie să ai totuși un sistem, o infrastructură statală care să reacționeze cât de cât bine. Păi, ce vreți să ne aducem aminte că în urmă cu 8 luni de zile, în martie, când practic a început această boală, eu fiind pacientul numărul 100, 100-lea om care s-a îmbolnăvit în România, existau 6 PCR-uri, 6 aparate pe care se puteau face testele și dureau 5 zile până îți venea rezultatul. Nu au existat. Eu nu spun, cum spun alții, că PSD-ul devine că nu au existat aceste aparate. Nici PSD-ul nu știa că o să vină această boală. Ei sunt de vină, în schimb, că când am luat guvernarea, și știți că eu am fost la, nu știu, la jumătate de oră de a ajunge ministru de finanțe, da? Bugetul era gol, nu existau bani. Pentru că dacă ar fi avut bani, puteai să cumperi, chiar dacă prețurile au fost exorbitante la început. Ei, în schimb, astăzi suntem, cred că, la peste 80 de PCR-uri în România. Și care e bine, ne sperie numărul mare de infectări zilnice, am ajuns la 4.000. Da, dar ne bucurăm că facem 40.000 de teste. Toate astea au fost costuri. Și este bine ca să identificăm cât mai mulți oameni care sunt bolnavi, sunt poate asimptomatici și transmit mai departe boala, ca să-l pui să stea în izolare, acasă, la spital, unde este nevoie. Toate astea sunt niște eforturi financiare pe care a trebuit să le face, care trebuie statul să le facă în continuare. Stimați respectatori, Lucian Hăiuș, deputat PNL de Hunedoara, este invitat la fotoliu cu Ghimbi. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.